Bună seara! Voi vizionați știrile GRT. Sunt prezentatoare Polina Slavova. Proiectul de lege care prevede reviziunea hărți judiciare a fost aprobat în lectură finală. Adunarea Populară a Găgăuziei a pregătit și a trimis o declarație către președinte Maia Sandu, în care îi cere să protejeze drepturile și interesele legitime ale locuitorilor autonomiei și nu se semneze legea. Detalii în reportajul Mariei Statova. Legea adoptată prevede reorganizarea curților de apel. Astfel, Curtea de apel Comrat va fi lichidată și inclusă în Curtea de apel Cahul, precum și lichidarea oficiilor judecătorești din Cedărlungă și Vulcănești ale instanței de judecată din Comrat, cu respingerea și includerea localităților din raionul Vulcănești și jurisdicția circumscripției judecătorești din Cahul. Orice act normativ intră în vigoare numai după promulgarea de către președinte și publicarea în monitorul oficial. În acest scop, legea prevede un termen de 10 zile. În consecință, în această perioadă de timp, președintele este obligat să examineze actul normativ pentru a verifica conformitatea cu Constituția și cu angajamentele internaționale asumate de țară. În acest caz, este vorba despre drepturile omului, drepturile minorităților naționale. Речь идет о правах человека. Здесь речь идет о правах национальных меньшинств. În apelul adunării populare Găgăuziei se spune că nici guvernul, autorul proiectului de lege, nici parlamentul nu au ținut cont de propunerile autorităților și locuitorilor din Găgăuzie. Для нас особо это было поразительно и удивительно, почему все-таки парламент, несмотря на... Pentru noi a fost surprinzător de ce parlamentul, în profida încălcărilor evidente ale Constituției, pentru că acest act normativ nu are nimic de a face cu obiectivele reformei justiției, decât să înalce interesele și atribuțiile autonomiei. Абсолютно ничего, кроме как ущемление интересов и полномочий автономии ее жителей. Orice reformă este menită să ușireze viața oamenilor, iar aceasta, în opinia vicepreședintelui Adunării Populare, complică procesul. Заставляет их тратиться на правосудие, на восстановление своих прав в интересах определенной кучки чиновников или... Облегându-i să cheltuiască pentru justiție, pentru a-și restabili drepturile în interesul реформаторilor, îi obligă pe locuitorii din Comrat și Vulcănești să se deplaseze la Cahul. Связанных защиты прав и интересов в Кагул, в апелляционную палату, жителей Vulcănești тоже в Кагул. La adunarea populară nu intenționează să suporte reforma judiciară, ci va apela la structurile internaționale și la Curtea Constituțională. Compania publică GRT au trimis o societate la biroul de presă al președintelui pentru a obține un comentariu oficial pe această temă. Maria Statova, Polina Slavova, Gheorghe Stavilov, Irina Rezuneț, știri GRT. Ministerul Agriculturii planifică darea în folosință unei noi tehnologii, care va fi mai mult eficientă în combaterea calamităților naturale decât actualul sistem antigredine. Anunțul a fost făcut de ministrul Vladimir Bolea în cadrul emisiunii Pa Facta. Asta este o inovație a inginerilor noștri moldoveni și aceasta își arată eficiența. Sperăm că până la sfârșitul acestui an, împreună cu colegii români, vom finaliza procesul de testare și vom putea acoperi întreg teritoriul Republicii Moldova. Vladimir Bolea a menționat de asemenea că raioanele Nisporeni, Călăraș, Orhei și Strășini au fost cele mai afectate recent de grindina. Imaginele sunt îngrozitoare, dar acum, în toate aceste raioane, sunt create comisii la nivel de către raioane și primării, care urmează să efectueze toate analizele în baza actelor. Până marți vom avea o imagine completă, a mai spus ministrul, după care datele despre pagubele produse de intemperie ar urma să fie prezentate public. 972 de euro pe piață secundară și 1434 de euro într-o clădire nouă, fără reparații. Aceasta este prețul mediu pe metru pătrat pentru locuințele din Chișinău în acest moment. Experții spun că în primul trimestru al anului curent locuințele din capitală s-au scumpit cu aproape 10% și este cel mai puternic salt al prețurilor din ultimele 17 de ani. Mai mult expertul Vyacheslav Ioniță spune că ieftinurile nu se vă privet. Acum, în condiția creșterii bruste de prețuri, oamenii, de fapt, s-au cam speriați între piața primară, să cumpere apartamente noi, plus el nici nu prea sunt, și oamenii acum, de fapt, se reorientează pe piața secundară, de aceea acum avem o înviorare a pieței secundare.
Totuși, în pofida prețurilor ridicate, economistul consideră că în prezent locuințele au devenit mai accesibile decât, de exemplu, în 2008. Atunci o familie trebuia să achite în fiecare lună pentru creditul ipotecar 3 salarii medii lunare. Acum această cotă reprezintă 74% din venitul familiei. Tot în aceeași perioadă a fost epoca de aur a companiilor de construcții. La mijlocul anilor 90, apartamentele se vindeau la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul de cost. Acum veniturile dezvoltatorilor sunt mai mici, ceea ce înseamnă, potrivit lui Ioniță, că trebuie să ne așteptăm la o scădere a prețurilor locuințelor. Chiar dacă avem această creștere la apartamentele noi de aproape 9%, de 10-9%, ele sunt mai mici decât costurile. Altfel spus, în 2024, compania de construcție, chiar dacă vinde apartamentul mai scump, ea câștigă mai puțin bani decât acum un an în urmă, din simplu motiv că la ea salariile și costurile au crescut și profitul care rămâne ea este mai micuț. De aceea să spunem că este posibil, ai unde o marjă de a scădea prețul apartamentului, este cam greu. Potrivit calculelor lui Veceslav Ioniță, pentru a cumpăra un apartament nou de 70 de metri pătrați, trebuie să economisești tot salariul timp de 10 ani. Asta în condițiile în care o persoană primește 17.000 de lei pe lună, fără reducerea impozitelor. Economistul anticipează că prețurile la imobile vor continua să crească în paralel cu creșterea salariilor din țară. Un medic de la Dumnezeu, așa se spune despre profesioniști care își fac cu dedicație meserie și salvează vieții. Pacientele sunt veșnic recunoscători, iar povestile lor de viață trebuie povestite pentru a fi exemple, demn de urmat. Un astfel de medic este și chirurgul endoscopic Alexandru Danci, care în acest an a fost printre laureații Ministerului Sănătății de Ziua Lucrătorilor Medicali și a Farmacistelui. În copilărie visa să devină pilot, dar nu a fost să fie. A trebuit să aleagă altceva. Băiatul din satul Cazaclia, din Găgăuzia, a intrat la Institutul de Medicină. Mulți ani mai târziu se va spune despre el medic de la Dumnezeu. În copilărie ni s-a vorbit despre lucruri precum sacrificiul de sine. Cuvinte de genul acesta care sunt acceptate acum într-un mod foarte pozitiv. Posibil, dar fiecare persoană ar vrea să facă ceva. Și eu, oricum, orice aș fi devenit, am vrut să fiu o astfel de persoană. Viața se tot întoarce pe diferite părți în alegerea unei profesii și așa s-a întâmplat ca la un moment dat să fiu interesat de medicină. Mă zainteresa în un moment medicină în celălalt, человек, ca таковой. Interesul s-a păstrat peste ani. Fără el, profesia nu și are rostul, spune medicul care pentru astăzi are planificate 3 operații. Vom efectua acum o gastroscopie pe un tânăr. Înghițiți. Vă rugăm să deschideți din nou gura. Țineți cu dinții și respirați pe gură sau pe nas. După cum vă este confortabil, asta este. Un minut de răbdare și veți fi bine. Toată lumea știe că fiecare pacient este important pentru el, indiferent de rang sau statut. Răspunde tuturor la telefon. Numărul său de mobil este scris chiar și pe profilul său de pagină de socializare. Dar e pe vibrații de când cu pandemia. Danci a fost atât de îngrijorat atunci că nu poate ajuta toată lumea încât a oprit sunetul. Caracterul său nu poate fi numit moale. Are principii și chiar este dur în tot ceea ce privește lucrul principal, munca sa. Și știe cum să se înțeleagă cu pacient. Stomacul nostru a căzut acolo. Trebuie să-l scoatem de acolo, să-l punem la locul lui. Ți se întâmplă să întâlnești oameni complet diferiți, categoric diferiți și întreaga sarcină în petrecerea acestei zile este de a găsi un stil de comunicare, de contact cu o anumită persoană. Cu cineva poți zâmbi, cu altul trebuie să faci o față severă și chiar să spui ceva dur. Puteți chiar să tratați pe cineva destul de dur, astfel încât să înțeleagă pentru ce a venit aici și care este cel mai important lucru pentru el astăzi. Așadar, iată ziua mea este alcătuită din oameni pe care îi întâlnesc pe parcursul zilei. A lucrat și în străinătate, dar a venit în țară și a dat seama foarte clar că locul lui este aici, în Moldova. Тяжело быть врачом в Молдове. Нет, не тяжело.
Este greu să fii medic în Moldova? Nu, nu este greu. Nu este deloc greu să fii medic, dacă îți place. Și e groaznic dacă nu-ți place. Sunt multe proverbe care spun că povara preferată nu se trage niciodată. Având în vedere o mică experiență de câțiva ani de muncă în străinătate, pot să spun că există o diferență. Și nu atât în munca de doctor, cât în cea din preajma doctorilor. De exemplu, cum ar fi organizarea, distribuirea responsabilităților. Не столько во врачебной работе, а вот около врачебных таких дел, как организация, например, как распределение ответственности. Sunt multe lucruri de spus despre acest medic, că apreciază oamenii nu pentru funcțiile lor, ci pentru calitățile lor, că poți vorbi cu el despre orice, că poate întrerupe o vacanță și poate face mulți kilometri la volan pentru a opera un nou născut care apoi va fi numit Alexander în onoarea sa, că face o cafea grozavă și că toată lumea din spital știe asta. Dar principalul lucru pe care îl știe despre sine însuși este că nicio distincție și niciun titlu nu se poate compara cu ceea ce a făcut pentru el. Personal și-a ales această profesie. Hobby-ul, autodezvoltare, masterclass-uri și informații utile și necesare de la experți. Un centru de tineret susținut de guvernul bulgar funcționează în Tăraclie de puțin peste o jumătate de an. Băieții nu numai din oraș, ci și din regiune au posibilitatea de a petrece timpul liber cu folos și interes. Centrul de tineret din Tăraclie, care poartă numele revoluționarului bulgar Vasil Levski, a fost deschis relativ recent, în octombrie anului trecut, în cadrul unei ceremonii solemne în prezența președintelui Maia Sandu și a prim-ministrului bulgar Ileana Iotova. Acest complex modern oferă tinerilor o mulțime de oportunități de autorealizare, educație și recreare activă. Fiecare copil, fiecare tânăr sau tânără vine la evenimentul de care este interesant. Cineva căruia îi place să creeze ceva vine la un curs de măiestrie. Cineva căruia îi place ceva interesant să dezvolte sau să învețe cum să scrie proiecte va veni la traininguri. Centrul este deschis și în weekend. Este un spațiu unic în care fiecare tânăr poate găsi ceva de făcut. A fost construit și renovat nu doar de adulți. Tinerii și tinerile au fost de asemenea implicați în amenajarea și proiectarea centrului. S-a muncit mult aici pentru acest design pe care îl vedeți. Foarte mulți oameni au lucrat pentru a-l face mai rapid pentru copii și tineri. Ei sunt viitorul nostru și trebuie să facem tot posibil ca ei să se simtă bine și ca ei să se dezvolte. De la deschiderea sa, centrul de tineret a devenit un loc preferat de tineri. Mulți dintre ei spun că datorită centrului au reușit să își descopere noi talente, să își facă prieteni și oameni cu aceleași păreri, precum și să se decide asupra viitoarelor profesii. Examenele s-au terminat, copiii sunt liberi, ei vor să se odihnească, să se adune. Și aici, în foyer, organizăm o întâlnire frumoasă și veselă a tinerilor, o zonă foto interesantă cu concursuri, cu premii, cine va câștiga concursurile. Crearea centrului multicultural pentru tineri Vasil Levski din Tăraclie a fost posibilă datorită unui finanțări din partea guvernului bulgar. Autoritățile speră că centrul își va continua activitatea de succes, inspirând și sprijinind noua generație. În zilele noastre, betonul artistic este utilizat pe scară largă, în designul interior. Cu ajutorul acestuia este posibil să se realizeze sculpturi de orice formă, culoare și dimensiune. Popularitatea betonului de artă în fabricarea sculpturilor se datorează rezistenței sale unice la uzură, la lumina soarelui, umiditate, fluctuații de temperatură. Prin urmare, acest material este potrivit nu numai pentru sculpturi de interior, ci și pentru sculpturi de daci. Anna Bișir din Tăraclie creează obiecte din artă, din beton, arhitectural, în direcție desenilor animate. Art beton, можно так сказать, это мое хобби, это...
Бетонул артистик есть и хобби умел. У активитатя кари инспире, линештешти. Есть интересант конфигуре леди анимали, ще пасер принвиаца, центрублок. Ще орчини пачи своего фака. Требуя, дуар севрей. Бетона оживают интересные фигурки, животные, которые потом градуют не только меня, но и моих знакомых. Анна фачи скульптур декоративе один бетон, где мой мультидетрей Ань. И я апроксиматив особтемене пентро реализа у скульптуры Мика. Бетону есть он материал дур, дар ин мынили у нее аматор, си трансформа, интро декоративне, де интериор, де градина. Это просто изготовление из бетона для кого-то. Пентру амини убишнуить, бетону есть усучат. Ко мазда сумбре. Вен мынили уну персоане интересанте, маса ченуще. Пойти фи трансформаты инчива фрумос. Кари ива инкента печей динжур. Превратить вот эту вот некрасивую серую массу во что-то прекрасное, которое будет радовать окружающих. Принципала сурса де инспирация, а мештерилу есть вьяца салбатика, ще персонажи леди баз. Те же птицы, у нас в парке в Таракли есть лебеди, мы гуляли с дочкой, и я прямо вот так... Сунта челыч пэсарь, сунт лебеди, карену атен парку в Таракли. А вем дикын цефачем лебеди. Фауна салбатика динжурл ностру, жуак ин рол импортант ин прочесл де реализари. Это по-любому как-то живность, все вокруг нас окружающее играет свою роль в процессе изготовления. А лидера схемы де кулори депенди де дизайна локации, инкари во фем пласат объекту де арте. Скульптуре ле колорати ден бетон пентру градина, адауга вариетати визуалы, пейзажулуй. Мичели скульптур але маеструлуй, адауга минимализм, градини де флор. Мой палисадник украшает тележка, кашпо-тележка, которая... Градина мяди фаца, есть и колората кун гивеч де карючор, инкари амплатат флор. Композиция есть и комплетата де обарзе, символ фамилии. Кердакая ведь у мика палисады, опутить до таку фигур субформа у ней морь. А у ней чуперч, ща у ней арич. Есть и фрумос, ща спектакулос. Вроде несочетаемых вещей мы собрали и украсили нашу красивую композицию. Фамилия Ани успрежена, ин хобил ей преферат, ин примул рун социал ей, ще чели до фич. Если есть какие-то затруднения в плане создания... Так и где-то дефикультетии, инчея че привежте, конструиря уны кадру, а дучеря чева, редикаря, социал ей уажуты, копии уажута, ла колорат щепектат. Помогают. Дети мне помогают разукрашивать, рисовать, особенно младшая. Чамай налты, щечамай маре, скульптура маеструлу, есть он лук, диндесенул анимат, а фосту даты он кыне. Лакомрад афос чинститы мемория ремаркабилуй маеструл, ал кореографии, директор артистик ал ансамблуй ден кынти чиданцур, кадынджа, Аврам Кёся. Аврам Петрович Кёся, он маестру ши директор артистик, дек щепсе ал тимпулуй сел, но афос дуарон кореограф, чище он удиварат маестру ал мессирии сали, кореща дедикатен тряга вяца дезволтери ши популяризери танцури лор националь. Креативитатя са одивинит партия интеграла ал патримониум культурал ал гагаузи, яр аминтирия са траешти ин инимит мултор ламини, а декларат Мария Коса, директор артистика ал ансамблуй, дек инти чище данцур популяри кадынджа. Мы очень рады, что зрители пришли на этот концерт. Мы рады, что пришли друзья. Сунтем форте букурочка публику авенит ла чест концерт. Авенит приятельней кореогасит чева диспус. Приятельней луй колледжей. Лаур Маурмей Аврам Петрович афост он минунат маэстру ди балет. Директор артистик. Лаур Маурмей ел афост он один три премии дин гагаузе. Кретка ел есть и филичит. Кыной лидейцем дансуриле. И презентем продукции ли. Ще кретка дансатори ноштри. Ау дансат кумари фок. Пентрюка я усимтит презент. Показываем его постановки. Я думаю, что наши танцоры с большим огоньком, с искрой в глазах танцевали благодаря тому, что чувствовали присутствие его. Аврам Кёся, афостон промотор актив ал дансовый популар, шириндул тенерилу, каря крискут о серии де кореографии, каря и контину активитатя. Память будет жить вечно. Мы находимся в такой сегодня замечательной семье. Аминтиря в атрии вешник. Не афлем астес вентру фамилия, а ты деминунате. Энкаре нам фост адунать диел. Ще сунтем фуарте мындри, ще спирем кожу торулу и думнезел. Се прилунджим, се укрем, ла тот отчест купил. Се нем бы натецим, ще се девеним май путернич. Совершенствоваться и становиться сильнее. Мы ему очень благодарны. Он действительно был человек души, он был очень скромным, он был гостеприимным.
Îi suntem foarte recunoscători. Într-adevărat, era un om de suflet, era foarte modest, ospitalier, era înțelept, putea în orice moment să ne ajute cu sfaturi. Creativitatea lui a lăsat o urmă luminoasă și îi suntem recunoscători că atunci când dansăm pe scenă, aceste aripi ne amintesc de el. Când am tansăm la scenă, aceste crâie, ne amintesc de el. Ансамблу популяр де кынтич и дансур Кадинжа а фост фондат ин 1989 ши тим де ань. Де мунка а рюшит се адуне ун репертоу богат, репрезентант автономия ин цара, дар ши пести хотаря. Ин программу концертуи а фост презентатия ты дансур традиционали гагаузи, кычи продукти иной, креатиен спириту ши стил марилу и маэстру. Фикари нумер а фост импрегнат де спириту де креативитать ши талент пекари аврам кеся ла инсуфлат ин арта дансулуй. A fost foarte frumos să vedem, să ne amintim frumos, să vedem numerele noi și băieții. Очень понравился концерт этот мой бывший учитель. Mi-a plăcut foarte mult concertul. Acesta este fostul meu profesor. Ne-a învățat acrobație și dans. Este un om cu majusculă. Nu există și nu va exista un astfel de om, mi se pare. Concertul a fost frumos. Să continuă același spirit, ca să nu uităm niciodată. Щоб ніколи не забували його. Євенементу са десфешурат, інтро атмосфера калда ші суфлітяска, інсуціти ді амінтір колегірелор, ші елевілор деспри маєстру. А честя аум партащіт повеждін в'яца ші активітаті луя в рамки уся, сублінінт імпортанце са, ну двар ка хореограф, чи ші каментур ші приєтін. Я займаюся вже танцями 12 лет, познакомился я с Авраамом Петровичем, когда мне было 9 лет. Тогда я впервые... Сунт ангажат ин данс де дос презижди ань. Лам кунаскут пе Авраам Петрович, кэнд авям ноо ань. Атунч ам инчаркаци дэнсес пентру прима дате ансамблу Кадинжа. А сустянут он концерт ин школа ностра. Мя плакут форти мулт, ши дупа чея ам дичи сэм эфак данс. Вэ мулцумеск пентру тот, ши есть и пакат ка амурит. Яра мирил мобил, кер ши ла вырстай луй. Ла репетиции середи кэн печори, и марата чева. Пишередика печори лисус, яра чева амбиции, ще пасиуни, ин ел, ще ну аплекат нічо дати. Спокойно себе жить, но он не мог, видимо, оставить, это все-таки было жизнью его. Дэнсес, де трес прежде ань, бини инцелес кэрам, фамилиаризаты ку Авраам Петрович, а мэн чепут ку ел, а часто есть ун куреограф фарти дем, ще он рад, не паре фарти рэу, кэну есть уной акум. Авраам Кёся со стену зенвяца и норма кудой ань. Арфим пленит 73 де ань, 50 июня. Концерт у Кандинжа а фост он символ ал рекунуштинцы ищи контрибьюции алу Авраам Кёся, ладис волтаря арти кореографичи. Муштинире сатраешти ин фейкаре мешкаре, ин фейкаре продукции, яра часто исти чамай буны дувады а таленту ищи дедикэри саленим муритуаре. La 16 iunie, Cioc Maidan a găzduit strălucitoare sărbătoarea copiilor, organizată cu ocazia Templului Satului. Evenimentul a reunit rezidenți din toate generații, tineri, familii cu copii, precum și persoane în vârstă. Programul a inclus spectacole de animatori, dansuri, concursuri și bunătăți, atât pentru copii, cât și pentru adulți. În continuare, prognoza meteo. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Găgăuzia, se așteaptă vreme înnorată. Vântul va sufla cu viteza 5-6 metri pe secundă. Temperatura aerului în Comrat ziua 30 de grade Celsius, noaptea 18 grade. În Cedrlunga ziua 30 de grade Celsius, noaptea 18 grade. În Vulcănești ziua 30 de grade, noaptea 18 grade Celsius. Mulțumim pentru atenție. Vă dorim o zi bună. Rămâneți alături la GRT.